Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vorbi despre Ashwagandha. Bănuiesc că ați auzit multe lucruri despre Ashwagandha în ultima vreme, pentru că este un supliment care a venit oarecum acum în față, la modă, deși nu este un produs nou absolut deloc. I'm a true champion. Ashwagandha are o denumire clasică de cireș de iarnă indian sau ginsengul indian și se găsește în zonele acestea de Africa, India și o mare parte din Orientul Mijlociu. Este utilizată de foarte mulți ani în medicina homeopată, adică cea care folosește plante pentru a trata anumite afecțiuni și se credea în acea medicină homeopată, se credea că reduce stresul și oferă o stare de calmitate. Dar aparent acele informații nu erau goale și într-adevăr încep să apară din ce în ce mai multe dovezi în acest sens. Ashwagandha este clasificată ca adaptogen și de asta este promovată ca și supliment antistres. Adaptogenii sunt fructe, plante, flori, rădăcini, chestii din astea care reglează organismul. Să le spunem așa, funcționează ca un fel de termostat. În momentul în care tensiunea și stresul și așa cresc, pac, vin acești adaptogeni și reglează nivelul de stres și practic reglează modul în care organismul nostru reacționează la factori externi. S-a demonstrat că normalizează foarte mult nivelul de cortizol, adică în momentul în care suntem stresați sau apare un stres extern, se produce foarte mult cortizol în interiorul corpului, iar Ashwagandha aparent ne ajută în reglarea acestui nivel de cortizol. Bun, și acum vreau să vă citesc câteva studii, după care le veți găsi și în descriere. Într-un studiu de 60 de zile realizat pe 64 de persoane cu stres cronic. Cronic înseamnă o problemă care este deja la un nivel înalt, adică avem, să zicem, o afecțiune acută, care este gravă, dar nu foarte, foarte gravă și cronică este o afecțiune acută care se păstrează pe un termen foarte lung. Adică dacă ai, de exemplu, inflamație și aceasta nu mai trece și rămâne în corp, atunci devine inflamație cronică. Așa și cu stresul. Dacă ești stresat în continuu, devine stres cronic. Și aceste 64 de persoane care au făcut parte din acest studiu aveau stres cronic și au luat Ashwagandha și au fost două grupuri comparativ cu un grup de placebo, care practic n-au luat nimic. Au luat gen o vitamină sau nimic, niște pastile goale. Asta este practic efectul placebo. Și cei care au luat Ashwagandha au avut o reducere în nivelul de anxietate și stres cu 69%. De asemenea, au văzut îmbunătățiri și pe partea de insomnie. Adică persoanele respective aveau și insomnie și au ajutat să doarmă mai bine. Nu știu exact cum este monitorizat acest nivel de anxietate, încât să spui cu 69%, pentru că este greu să contorizezi anxietatea. Nu este ca și un lucru care ți iese în sânge, cum este colesterolul. Spui, bun, am atât colesterol, a scăzut cu atât, este destul de matematic. Anxietatea este mai mult o chestie pe care o percepți. Dar oricum, 69% este un procentaj semnificativ, adică chiar dacă poate este aproximativ de felul în care oamenii l-au simțit, tot este un rezultat semnificativ. Apoi, tot pe partea de antistres, avem un studiu dublu orb în care 88% dintre persoanele care au suplimentat cu Ashwagandha au raportat o reducere a anxietății. Nu am spus cu cât, dar 88%, practic aproape toate persoanele care au suplimentat cu Ashwagandha au observat efecte. Ce mi s-a părut iarăși interesant, mi s-a părut următorul studiu care are legătură practic cu o problemă foarte modernă. Pentru că stresul este o problemă modernă, înainte oamenii, nu știu, stăteau la țară, creșteau animale, nu erau foarte stresați, dar mediul ăsta urban de oraș devine din ce în ce mai stresant, cu joburi care sunt în schimbare și așa mai departe, oamenii sunt din ce în ce mai stresați. Asta a devenit o problemă foarte serioasă pentru bărbați și pentru fertilitate. Vedeți că din ce în ce mai des vedeți cupluri tinere care nu mai reușesc să facă copii tocmai din chestia asta, pentru că există un factor de stres în relație, fie la el, fie la ea, și prin faptul ăsta devin infertil. Și exact pe asta s-a făcut. 75 de bărbați infertili, deci complet nu mai reușeau, adică nu reușeau să facă copii absolut deloc. Grupul a fost tratat cu Ashwagandha în fiecare zi și au văzut o creștere semnificativă a nivelului de testosteron. Acum nu înseamnă că Ashwagandha crește testosteronul în mod direct, pur și simplu a redus stresul și a redus hormonii care erau responsabili care creșteau de fapt din cauza stresului, așa încât hormonii pentru fertilitate au reușit să-și revină. Adică nu este un mod direct de a trata, să zicem, un testosteron scăzut, dar este un mod indirect bun. Tot așa, un studiu exact pe aceeași chestie, după 3 luni de suplimentare cu Ashwagandha, dintre bărbați complet infertili, exact după 3 luni, 14% din ei au reușit să-și lase nevestele însărcinate. Adică, din nou, este vorba de 14%, nu e 100%, nu este vreun medicament
medicament pentru chestia asta, dar ajută și în sensul ăsta, ceea ce este un factor destul de important. Adică dacă te ajută odată cu managementul stresului, dacă te confrunți cu problema asta și te mai ajută și acolo un pic, de ce nu? Acum, asta văd eu ca și beneficiu principal, partea asta de stres și de lupta cu anxietatea. După care, dacă vreți să vă menționez altele, s-au făcut studii mici cei drept, adică avem pe 18 bărbați, 57 și așa mai departe. Avem beneficii în stimularea și creșterea masei musculare și a forței, după care avem beneficii în funcția cognitivă și în special partea de memorie. Deci ne ajută și în sensul ăsta, poate ajuta și la normalizarea glicemiei. Adică acest supliment are mai multe beneficii, dar principalul motiv pentru care ar trebui să-l iei ar fi pentru managementul stresului. Suplimentul pe care îl folosesc eu este de la Genius Nutrition, îl veți vedea aici, voi lăsa și link în descriere. Majoritatea suplimentelor pe care le găsiți pe piață sunt cu 2,5% concentrație în extractul de ashwagandha. Apoi, cele mai mari concentrații ar fi de 10% extract de ashwagandha, doar că apare o problemă. În momentul în care concentrația este atât de mare, pot apărea probleme de tulburări digestive, diaree, greață și vărsături. Așa că cei de la Genius au reușit să găsească un punct de mijloc în care au 7% concentrație, dar evită aceste probleme, cum am zis, diaree, tulburări digestive și așa mai departe, dar în continuare este un procentaj destul de mare, adică nu este 2,5%, este 7% pentru a fi un supliment potent. Din ce am observat eu din recomandările mele către clienți, pentru că am recomandat ashwagandha la mai mulți clienți care se confruntau cu probleme din acestea, cu stresul, am observat că ar fi mai bine să fie suplimentarea către seară. Mulți mi-au spus că le dă o stare de prea mult calm în timpul zilei, adică pentru cineva la care funcționează foarte, foarte bine ashwagandha, îi poate să fie efectul invers, adică să te calmeze prea tare, lucru pe care nu-l vrei, pentru că poți deveni moale în timpul jobului. Și atunci, cumva, suplimentarea a venit, am recomandat să fie după ce termin treaba, după job, după așa, și atunci apare acea stare de calm când nu te încurcă. Este ciudat să o iei la 10 dimineața și să fii moale toată ziua. Dar dacă o iei după ce ți-ai terminat treaba, este perfect. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și, bineînțeles, că ne vom vedea la videoul următor. Pa!